Vedeți, voi să vină oameni care să înceapă să închine sau nu știu ce. Icoana este un obiect sacru. Icoana este un obiect sacru și ea se lucrează în mod mamifer. El are și icoane. Nu este o compoziție. Ciudățenia personajelor de aici. Personajele care au un plan mare față de corp și așa mai departe. Asta s-a practicat în pictura de biserică de la început, în curentul romanic, care făceau personaje de mici și capul mare. Deci, aproape din secolul 4 până prin secolul 8, 4 secole, s-a practicat acest gen de pictură. Foarte multe dintre temele văzându-le, îți amintesc o mare ilustrație din cărțile alea vechi din perioada feudală. În același timp, au primit de grampurile cu care se împodobeau și se ilustrau tiparnițele vechi, nu puteau să facă detalii și atunci se făceau, pentru că mergeau pe xilografie, se făceau o treabă foarte simplă. Vorba apare cea puțină a culorii, culoare foarte clară, limpede, față de, cum zicea Emilia, acolo. Treaba asta, el o ia, deci o folosește el. Clar, limpede, pe ceea ce este în fața omului, nu e o icoană. Este compoziția lui, părerea lui despre. Dar această limpezime de culoare ne amintește de icoanele cu sticlă alea populară. Sunt creștini de altă nație. De pildă, un creștin, secolul XVIII, un japonez. Care face japonezul intrarea în Ierusalim, un japonez care zici că e samurai, care el stă călare pe un măgar care zici că e cal, și care intră într-o cetate care cetatea seamănă bine cu orașele lor. Fuga în Egipt. O ieși de aia cu copilul în brațe, cu îmbrăcăminte din aia așa, înainte merge samurai cu sabie și aia vine cu măgarul lor. Când te uiți și nu ești creștin și nu ești treaba aia, zici, uite mă, samurai pleacă cu familie. Dar de fapt este fugă în Egipt. Acest creștin japonez are o valoare fată, el face grăburi, sistemul de grăbare în lemn. Se cumpără alea, sunt nebuniți toți în toată Europa, de la un cam altul. Apar reprezentări, de pildă, la negri, prezentarea Mântuitorului. Cine este Mântuitorul? Cine este Tatăl nostru? Pentru că toate triburile și ăsta din Africa, Tatăl pornește de la falus, atunci Mântuitorul este prezentat cu un falus pe toate zilele. Și biserica nu se supără. Doamne, așa a înțeles el. Dacă vor fi indivizi care vor veni să mor, mă este lumea, nu e icoana așa. Nu este icoană. Așa ar trebui să manulești un japonez, creștin chinez. Hai de mine! Intrarea aia în Ierusalim se intră într-o pagodă din aia așa, nemărbunit de frumos. Asta duce la ideea de universalitate a credinței în Dumnezeu și ceea ce este, de ce zice eu, jurnal sacru. Acest jurnal sacru care pe lângă mișcarea diurnă a veștilor, a trecerii vieții omului în comuniune cu Dumnezeu. Asta urmărește, de fapt, și biserica. Fiecare dintre icoane praznicale, în momentul în care, la ziua respectivă, se duc toți să închine. Viața omului să se desfășoare în ritmul în care s-a desfășurat viața Mântuitorului. Am ținut să vă spun treaba asta, dacă știu eu, cine, cine. Cine mai știu? Cum mai știu? Cine mai știu?